399 de elevi din municipiul Râmnicu-Sărat vor primi burse pentru anul școlar 2020-2021. Bursele de performanță sunt un quantum de 150 de lei pe lună, cele de merit de 120 de lei, iar bursele de studiu și ajutor social au o valoare de 100 de lei pe lună. Începând din acest an, elevii beneficiază de burse plătite din bugetul de stat, iar unitățile de învățământ au avut obligația să solicite în cel mai scurt timp sumele necesare pentru ca elevii să intre cât mai curând în posesia drepturilor acordate. Pentru a nu exista discrepanțe la nivelul unităților de învățământ, Primăria Râmnicu-Sărat a organizat o întâlnire cu directorii școlilor și conducerea Inspectoratului Școlar Județean Buzău, în cadrul căreia au fost stabilite criteriile în baza cărora se vor acorda bursele. Am constatat ulterior că acest lucru, pentru că nu a existat o unitate în acordarea acestei situații, crea foarte multe discrepanțe, practic, la nivelul niciun de Râmnicu-Sărat, puteau fi acordate pentru cursele de merit, să spunem, de la unele școli de la 7, de la 8, la altele de la 8.50, la altele de la 9.50. A trebuit să ne întâlnim cu directorii și cu, a fost și un inspector general la Râmnicu-Sărat. Am creat criterii specifice în așa fel încât să stabilească școlile, să fie există o unitate în ceea ce privește acordarea acestor curse și practic am ajuns să aprobăm acum cursele. Un cuantum mai mare au fost acordate până acum, vor primi retroactiv întreaga sumă și mai mult decât atât, vreau să știți că nu au fost folosiți bani în altă parte în această perioadă, pentru că nu puteam face lucrurile acestea. Cuantumul și numărul de burse acordate elevilor de la unitățile de învățământ din municipiu au fost aprobate în ultima ședință a Consiliului Local. Acum am văzut și este pentru... Pentru anul școlar 2020-2021, autoritățile din Râmnicu-Sărat au acordat o singură bursă de performanță, unui elev al Colegiului Național Alexandru Vlahuță.